Spune și în acest început de an, împreună cu cei ce sunt în casa Domnului adunați, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Una din cântările pe care le-am cântat aseară, mai pe la sfârșitul părtășiei noastre în locul acesta, dacă vă amintiți, a fost o cântare a cărei refren spune sau întreabă: cine poate ști ce aduce anul? Cântarea aceasta are o notă de tristețe în ea. Te îndeamnă la cugetare, te îndeamnă să te gândești oare ce va fi, oare cum va fi. Dar aș vrea în seara aceasta să împărtășesc cu voi toți câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu. Gânduri care să constituie pentru noi un mesaj de speranță, de încredere. Poate că v-a fost o surpriză pentru cei ce mă ascultați când ați auzit ce cuvânt am ales să citesc în seara aceasta. Aceste 9 versete din cartea Iosua, din capitolul 1, de obicei se citesc pe la întâlnirile de tineret și se crede, nu știu pe baza căror criterii, că ar fi un text care se adresează tinerilor. În realitate, Iosua, căci lui au fost adresate întâi cuvintele acestea, trecuse bine, bine de prima tinerețe. După o aproximare a mea, poate că ar fi avut Iosua atunci când i-au fost puse aceste cuvinte vreo 65-70 de ani, sau poate chiar mai mult. Atunci când poporul lui Dumnezeu ieșea din Egipt sub călăuzirea lui Dumnezeu prin Moise, vă amintiți că după ce au trecut Marea Roșie, nu de mult li s-a spus că au avut de înfruntat un dușman. Moise era pe atunci bătrân și comandantul armatei care lupta acolo în vale cu dușmanul era Iosua. Iosua, în vremea aceea, trebuia să fie avut o vârstă destul de matură ca să fie pus într-o asemenea poziție. Dar de atunci și până când i-au fost puse aceste cuvinte, au mai trecut încă vreo 39 de ani și jumătate. Asta înseamnă că Iosua, atunci când a auzit aceste cuvinte din gura Domnului, era matur de-a binelea, ca să nu zic înaintat în vârstă. Într-un anume fel, momentul acesta se aseamănă cu momentul pe care îl trăim noi. Pentru că Moise tocmai fusese chemat de Domnul acasă. Adusese poporul până acolo în câmpia Moabului și se găseau la hotarul țării Canaan, țara făgăduită. Dar acum, vedeți, dumneavoastră se aflau acolo pentru a doua oară. Că au mai fost odată acolo și nu s-au arătat vrednici să intre în țară, pentru că s-au îndoit de făgăduințele lui Dumnezeu. Și după ce au cutreierat iarăși prin pustie, înconjurând un munte, timp de 38 de ani și jumătate, îi găsim iarăși aici, numai că acum Moise plecase deja și în acest timp al colindării lor prin pustie mai plecaseră la cele veșnice toată generația oamenilor de război care ieșiseră sub conducerea lui Moise din Egipt. În timpul acelei călătorii se ridicase o nouă generație de oameni în popor. Oameni care nu mai priveau în urmă cu nostalgie spre castraveții, spre prajii din Egipt. Căci bărbații aceștia de război crescuseră sub soarele arzător al pustiei. Dar acum, dacă Moise nu mai era, era nevoie de un om care să stea în fruntea lor și care să-i ducă în țară. Și se pare că nimeni n-a pus problema ca vreunul dintre cei doi copii ai lui Moise să preia locul tatălui plecat deja. Conducerea poporului lui Dumnezeu nu era o afacere de familie. Și Dumnezeu, de fapt, i-a spus lui Iosua, lui Moise, să-l pui pe Iosua în locul tău.
Dar vedeți dumneavoastră, a trebuit să vină Dumnezeu să-i vorbească lui Iosua și să-i facă niște făgăduințe. Ce a fost în urmă, a rămas în urmă. În fața lor stătea o țară care nu era pustie, era locuită. Erau în ea cetăți întărite, erau, dacă vreți, popoare care mânuiau destul de bine armele războiului. Și într-un asemenea moment de cumpănă între trecut și viitor, între trecutul pe care israeliții îl știau cum a fost și viitorul care părea incert sub semnul întrebării, neștiind ce îi așteaptă în țară, este momentul acesta în care Dumnezeu îi vorbește lui Iosua și îi spune câteva lucruri deosebite. Aș vrea să mă folosesc mai cu seamă de versetul al cincilea, care constituie sau conține în el, dacă vreți, două făgăduințe sau chiar trei. Făgăduințe pe care aș vrea să le luăm în seara aceasta pentru noi, pentru că suntem la început de an și poate ne frământă întrebarea din cântarea aceea. Cine poate ști ce aduce anul? Spuneam aseară într-o cuvântare scurtă că anul, din punct de vedere al previziunilor omenești, anul acesta nu se arată prea grozav. Din punct de vedere economic, nu se prevede o creștere. Și dacă unii totuși o anunță, cumva o anunță doar pentru a liniști populația. Din alte puncte de vedere se anunță frământări. Lumea trăiește vremuri de nesiguranță. Dar pentru poporul lui Dumnezeu există făgăduință. Și despre aceste făgăduințe aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta în câteva cuvinte. În primul rând, vedeți, Dumnezeu îi spune lui Iosua, nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Nu îi spune Dumnezeu lui Iosua, până aici v-am ajutat cum am putut, v-am adus până aici, de aici înainte, încercați și voi să rezolvați ceva. Dumnezeu îi spune lui Iosua, eu voi fi cu tine cât vei trăi tu. O mare făgăduință. Și a doua urmează. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Probabil că ar fi vrut Iosua să știe în ce fel Dumnezeu va fi cu el. În ce fel această prezență a lui Dumnezeu îl va fi pregătit pentru misiunea care stă în fața lui. Și Dumnezeu îi spune, așa cum am fost cu Moise, așa voi fi și cu tine. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că dacă am ajuns până în acest punct, la 1 ianuarie 2016, noi am ajuns aici pentru că Dumnezeu a fost cu noi. O parte dintre dumneavoastră ați mărturisit și mulți alții ați fi putut să mărturisiți. Și poate că și în alte biserici locale, frații, surorile mărturisesc despre izbăvirile pe care Domnul le-a dat. Noi putem să spunem ca și Samuel, până aici Domnul ne-a ajutat, Ebenezer, a fost de partea noastră și ne-a fost binevoitor. De multe ori noi ne mai încălzim sufletele la amintirile trecutului, vorbind despre lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în generația părinților noștri și în generația bunicilor noștri și îl slăvim pe Dumnezeu. Mare au fost lucrările acelea. Dar aș vrea să vă reamintesc în seara aceasta, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, că Dumnezeul bunicilor și al părinților noștri, Dumnezeul care a fost cu Moise odinioară și care l-a ajutat și pe Iosua, este încă Dumnezeul nostru și e la târma vremurilor și a istoriei. Și indiferent cum arată viitorul, anul acesta 2016, din punct de vedere omenesc, important este să știm că Dumnezeu este cu noi. Că așa cum a fost cu părinții noștri, că au avut și ei de multe lucruri de înfruntat și multe obstacole de trecut, așa făgăduiește Dumnezeu pentru poporul lui acum. Însă, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu are câteva cerințe pe care le așează înaintea lui Iosua. Mai întâi de toate îi spune, întărește-te și îmbărbătează-te.
Are nevoie Dumnezeu de oameni pe care să-i folosească, prin care să-și continue lucrarea. Ar fi putut să trimită îngeri și să curățe țara înaintea lor. Dar Dumnezeu n-a ales varianta aceasta. Dumnezeu a ales să se folosească de oameni. Și în vremea aceasta Dumnezeu procedează la fel. Și acestor oameni care vor să fie folosiți de Dumnezeu, Dumnezeu le spune, întărește-te și îmbărbătează-te. Și vă rog să remarcați, îndemnul acesta cu greutate de poruncă este repetat aici de două ori. Întâi este spus, apoi este repetat și apoi încă o dată repetat. Odată spus și de două ori repetat, asta înseamnă de trei ori. Numărați împreună cu mine. În versetul 6, întărește-te și îmbărbătează-te. În versetul 7, întărește-te numai și îmbărbătează-te. Și apoi în versetul 9, zice din nou, nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Dumnezeu are nevoie de oameni care se încurajează, care se întăresc și se îmbărbătează în nădejdea, în ajutorul lui Dumnezeu. Ar fi bine să fim noi astfel de oameni. Amin? Amin. Aș vrea să vă spun că aici este o chestiune de psihologie, dacă vreți. Pentru că încă din cele mai vechi timpuri oamenii au știut că frica este o armă foarte eficientă. Una dintre cele mai eficiente arme, poate mai eficientă decât artileria din vremea aceea sau din vremea de acum. Vă amintiți de vremea aceea când Ezechia era conducător în Ierusalim? Și când au venit asirienii care bătuseră până atunci tot ce au întâlnit și au venit până sub zidurile cetății Ierusalimului și au vorbit acolo prin soli în așa fel încât poporul din cetate aflat pe ziduri să audă. Știți de ce a vorbit în limba lor? Nu din politețe, nu din respect pentru ei, ci a vrut solul vrăjmaș ca să facă poporul din cetate să audă bine și să înțeleagă. Una din provocări a fost aceasta. Vă punem la dispoziție 2000 de cai pregătiți de luptă. Să vedem dacă voi aveți 2000 de soldați ca să puneți călări pe cai aceștia. Și un dregător de pe ziduri a zis, vorbește-ne în limba ta, că noi, oamenii, dregătorii, o înțelegem, înțelegem limba ta. Nu vorbim limba poporului ăstuia din cetate. Numai că solul avea poruncă precisă. Era acolo un război psihologic. Și de multe ori vrăjmașul încearcă să semene îndoială, să semene necredință, să semene tot felul de lucruri de felul acesta în inimile copiilor lui Dumnezeu. Și de multe ori când te uiți la lucrurile care se întâmplă în lume și când le citești pe pagina ziarelor sau le auzi la știri, la radio sau la televiziune sau la orice altceva vă mai uitați, știrile acestea sunt în măsură să-ți pune pacea, liniștea, să te facă să te îndoiești, să te cuprindă teama. Pentru că odată, dacă vrăjmașul a reușit să semene teamă în inima copilor lui Dumnezeu, de acolo biruința este doar o chestiune de timp. De aceea Dumnezeu îi spune lui Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Și am să vă spun prin ce se întărește inima. În cartea către evrei, în capitolul 13, dacă nu dau greș în versetul 9, spune Duhul Sfânt acolo căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic și n-au adus niciun folos celor ce s-au orientat după ele. Aș vrea ca Dumnezeu să ne facă parte de har în anul acesta. Și noi să ne întărim în har. Să ne bucurăm în har. Dumnezeu îi spune lui Iosua apoi, lucrează cu credincioșie după legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Moise n-a inventat el legea. După cum nici predicatorii care își deschid gura să mărturisească al Domnului cuvânt
Nu ei au inventat rânduielile și învățăturile acestea. Legea dată de Dumnezeu prin Moise avea o bârșie dumnezeiască. Această carte din care noi citim și după care noi ne orientăm și după care noi ar trebui să ne ghidăm viața, are o bârșie dumnezeiască. Și știți ce înseamnă aceasta? Dacă ea este de o bârșie dumnezeiască, ea nu greșește nimic din ceea ce ne învață. În Evanghelia după Luca, în capitolul 16, versetul al 17-lea, Mântuitorul Iisus spunea: este imposibil să treacă vreo iotă din lege și din proroci. Tot ce scris se împlinește. Dacă vrem să avem izbândă, dacă vrem să lucrăm cu înțelepciune, dacă vrem să avem folos din lucrul mâinilor noastre, în anul 2016, cuvântul Domnului ne spune să lucrăm cu credincioșie după această carte. Această carte a legii lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce a fost legea pentru Iosua este Scriptura în ansamblul ei pentru creștinul de astăzi. Garanția biruinței noastre, a lucrării noastre cu înțelepciune, este împlinirea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. I se spune lui Iosua să nu te abați de la legea aceasta nici la stânga și nici la dreapta. Apoi Dumnezeu îi spune: caută să nu depărtezi de gura ta. Caută să cugeți asupra ei zi și noapte. Caută să faci tot ceea ce este scris în ea. Căci atunci când vei lucra așa, vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Pentru toată biserica aș dori ca anul 2016 să fie un an de izbândă. Amin. Mi-aș dori ca în anul acesta să lucrăm cu înțelepciune în toate lucrările în care suntem implicați. Și mi-aș dori să ajungem să fim biruitori la capătul acestui an. Este posibil. Nu poți ști ce aduce anul, spuneam aseară, dar poți ști sigur că lucrând după cuvântul lui Dumnezeu, ieșim cu bine la mare și suntem biruitori. Atunci când ne lăsăm călăuziți de planurile noastre, de gândurile noastre, de manierele noastre câteodată omenești de a rezolva problemele, se întâmplă de multe ori să le încălcim mai rău. Dar atunci când lucrăm după cuvântul lui Dumnezeu, când cugetăm asupra Lui, când căutăm să Îl împlinim, să nu ne abatem nici la stânga și nici la dreapta, ieșim bine. În mod sigur. Garantat. De aceea mi-aș dori ca poporul Domnului de aici să fie alcătuit din oameni care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și de călăuzirea Duhului Sfânt și Domnul să ne ajute pe tot aceasta, începând cu mine. Amin. Frați și surori, am ajuns la sfârșitul acestei slujbi în seara aceasta și, așa cum spunea fratele Iosif, suntem la început de an, este prima zi din an, aș vrea să vă provoc la ceva, dar la ceva pozitiv. În cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, în unul din versete, că Dumnezeu i-a spus lui Iosua să nu se abată nici la dreapta și nici la stânga. Cu alte cuvinte, să umble pe mijlocul cărărilor neprihănirii.